Please be with us. X minus 2 egal cu 0 și atunci x egal cu 2 și îl punem pe 2 după 1. Ok, nu trebuie să legeam expresia asta. Îl punem pe 1, 1 minus 2 minus 1, deci o să fie minus. Minus este asta, 4 și plus. Bun, și acum am întrebat pentru x. Stop, Miruna. X și regime. Între 1 și 2. Atât, Miruna. Atât a las. Da. Deci aici că zona asta nu mai interesează. Wow, atât. Nu, da. Ce s-a întâmplat? Și-o capăt, da. Tu te-a vrea să ar fi avut de rezolvate față. Să avem x plus 1. Deci pentru x s-a făcut la 1 la 2. 1 la 2. Ecuația devine. Expresie, e de x, e expresie. Expresie devine. Ecuația dacă a fost de capul cel mai aici. Da. Acum, expresie. Expresie devine. x plus 1 plus x minus 1. Minus pe lângă minus x plus 2. Minus pe lângă minus x plus 2. Și o să avem 2x minus 2x plus x minus 2. Plus 1 cu minus 1 pe 2. Da. Și 2x plus x minus 2, 3x minus 2. 3x plus 2. Altfel, pe metoda cealaltă, aveam x este, x cu plus 2. Aveam 1. Deci, zice, x e cuprins între 1 și 2. Adunăm 1, nu? Plus 1. Deci 2 mai mic egal decât x plus 1. 2 mai mic egal decât x plus 1. Mai mic egal decât 3. Deci cum este x plus 1? Între 2 și 3. Adică cum este pozitiv? Pozitiv. Deci aia rămâne așa. Deci rezultă atunci e aici. Că modul de x plus 1. Trebuie să scriem aici. Rezultă că x plus 1 e mai mare ca 0. Da. Și asta înseamnă că modul de x plus 1 e egal cu x plus 1. Egal cu x plus 1. Și acum iar 1 mai mic egal decât x mai mic. Nu, păi dar mi-a zis la x cuprins între 1 și 2, da. Așa cum ai spus tu. Scădem 1. Scădem 1, că aici e egal la x minus 1. Să avem 0 mai mic egal decât x minus 1 mai mic egal decât 1. 0 mai mic egal decât x minus 1 mai mic egal decât 1. X e pozitiv. Faptul că vedem, nu, nu x e pozitiv, x minus 1 e pozitiv. X minus 1 e pozitiv. Așa scrie. X minus 1 e mai mare ca 0. Deci nu sunt modul egal cu x. Modul din x plus 1 rămâne așa. Da. Egal cu x plus 1. Și acum... X minus 1, faptul. X plus 1, x minus 1. Scrie că 1 mai mic egal decât x mai mic egal decât 2. 1 mai mic egal decât 2. Scădem 2. Scădem 2. Scădem 2 și facem și minus 1. Mai mic egal decât x minus 2, mai mic egal ca 0. Deci minus 1 mai mic egal, asta este 1. Da, minus 1 mai mic egal decât x minus 2, mai mic egal ca 0. X minus 2. Ați fost 2. Exact, minus 2. Da, și o să vedem cu minus 1. 1 minus 2 face minus 1. Am văzut minus 1, dar acolo și am văzut că scăzut. Mai mic egal decât 0. Da, și mix minus 2 e negativ, deci modulul schimbă. Da, un pic o luăm mai ușor, are, urmărește. Este aici sau unde ești mai sus? Nu, vreau să... Aici, da? Deci ce cum se te-a scăzut? Un 2 de peste tot. Și 1 minus 2 face minus 1. Da. Și aici este x minus 2 și 2 minus 2. 0, da? Și atunci x minus 2, ce fel de număr este? X minus 2 este număr negativ. Este, se vede cum e negativ. Da. Și că e negativ. X minus 2 fel modul. Da. Și modul din x minus 2 se schimbă semnul. Minus x plus 2. Da. Și am explicitat acum modul și nu am să mă opresc, voi obține exact același lucru. Dar, atenție, este mai greu și ați avut 4 aici că a fost singur. Dacă e 3x minus 4, te să mulțumesc cu 3, da. Plus 4, plus 4. Ei, n-am să înțeleagă logica, după aia să da. Deci mecanismul pe care îl aplicăm aici este corect. Repet, eu nu aș fi avut altă șansă în explicarea greșiților cât varianta asta dacă nu vă adaptăm tabelul. Dar tabelul este spectaculos. Pentru că ce a fost tabelul de explicare, aici și între și între, tai zona aceea, restul nu te ocupi. Nu mă interesează, eu am aici și doar între 1 și 2. X între 1 și 2.
Ai altceva să spun, nu? Da, am înțeles foarte bine, dar ce puteți să ajungi la geometrie? Facem să vedem ce ai ceva. Probleme cu piramida, ați lucrăm și probleme cu piramide. Oprim lecția la algebră. Da. Acum, rugămintea mea este să lucrați toate greșițele de acolo.